Agendă plină astăzi la ședința Romovis, Federația Națională a Crescătorilor de Ovine. Și-au ales liderii, dar au fost atinse și principalele strategii pentru susținerea crescătorilor de ovine în relația cu instituțiile din domeniu. Organizația este cunoscută în branșă ca având un rol important privind politicile aplicate în sector de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Întotdeauna Romovis, Federația Romovis a avut prioritățile, le-a tratat cu, le-a avut întotdeauna pe lista de urgențe și clar, dacă muncim în secunda a doi gândim la bani, ce facem cu produsele, că piața este așa cum o știți și dumneavoastră, cu semn de întrebare, mai ales pe piața mielului, cu toate că anul ăsta aș putea să zic în ghilimele că prețurile au fost cât de cât mai acceptabile la miel. În schimb, piața laptelui bate pasul pe loc. Să vedem ce va face lâna, dar și lâna este cu semn de întrebare. Aproape că nu mai luăm în calcul că la kilogramele la care, are o oaie, ei sunt bineveniți banii, dar sunt puțini. Și acolo parcă numai girofarul roșu ni se aprinde numai când tunzi și vezi câți bani dai pe manoperă pentru tunz și faci un calcul ce bani iei pe lână. Doi, urmează să mai avem discuții, bineînțeles, începute cu Ministerul Agriculturii pe bunul mers al lucrurilor, pe desfășurarea chiar aleului de oaie care îl va primi fermierii din partea statului, acea subvenție. Doi, avem discuții începute cu Ministerul Muncii să vedem cum lămurim problema forței de muncă la noi în ferme, pentru că acolo e un mare, mare necaz după acea problemă cu TVA-ul care oierii unii ajunseseră să-și vândă animalele ca să poată plăti datoriile la ANAF. Înțelegere am găsit la autorități, să vedem rezultatul.